Trei bărbați au fost arestați astăzi pentru crima brutală din Mediaș. Sunt acuzați că l-au omorât într-o încăierare pe un tânăr de 25 de ani. Doi dintre suspecți au antecedente penale, iar cel care, spun anchetatorii, a înjunghiat victima, a fost eliberat anul trecut în luna mai în baza recursului compensatoriu. De această lege au beneficiat în ultima perioadă peste 13.000 de condamnați. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Atacul în urma căruia a murit tânărul de 25 de ani a fost brutal. Încerca să scape de agresori, dar a alunecat pe gheață și a căzut în fața lor. Doi dintre ei l-au lovit cu picioarele, iar celălalt cu un cuțit. Confruntarea începuse într-un club. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care victima, însoțită de niște prieteni, se îndreaptă glonț spre masa agresorilor. După un schimb de replici, cele două tabere și-au împărțit pumni și picioare și s-au lovit cu scaunele. Agresorii, care au încercat să fugă, au fost prinși în Alba, la 12 ore după incident. De ce l-ai omorât? De ce v-ați certat? Ce s-a întâmplat acolo? De ce l-ați înghiat? Ce ai avut cu el? Victima a murit la spitalul din Mediaș, din cauza hemoragiei. Anchetatorii spun că loviturile fatale i-au fost date de Marius Rusu, un individ extrem de periculos, eliberat din închisoare anul trecut în mai, când mai avea de executat peste 700 de zile. Rusu, care a beneficiat de legea recursului compensatoriu, fusese condamnat în 2008 la 13 ani pentru tentativă de omor și omor deosebit de grav. A dat în zona picioarelor să-l facă să nu mai fie activ. După loviturile primite, era clar că s-a urmărit, fapta a fost cu intenție, s-a urmărit decesul victimei. Violențele au fost de natură a duce la decesul victimei fără putință de tăgadă. Ceilalți doi suspecți care au participat la atac sunt Paul Angel și Ovidiu Odvoș. Amândoi sunt recidiviști. Primul a fost închis în trecut pentru mai multe tâlhării, iar celălalt a făcut pușcărie pentru înșelăciune, dar a fost eliberat în iunie 2017 pentru bună purtare, când mai avea de executat aproape 400 de zile de pedeapsă. Din cercetările efectuate s-a putea să reține că exista un conflict anterior între cele două grupuri care cu această ocazie a escaladat și a dus la decesul victimei. Aveam informații că se cunoșteam, nu știm exact de când și care a fost practic mobilul sau ce aveau de împărțit. Cred că a fost mai mult spontan. În urma scandalului, la spitalul din Mediaș au mai ajuns 3 răniți. Doar unul a rămas internat. Tânărul mort se numea Marius Faghiură. Lucrase în Germania pe post de gardă de corp și se întorsese în țară acum o săptămână. Agresorii lui au fost arestați pentru 30 de zile, pentru omor și loviri și alte violențe. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.